ce naiba te holbezi la mine? Ce nu-ți convine? Te roade invidia sau ce dracu te uiți la mine? Eu sunt ăla normal și tu ești doar un jeg împuțit ce nu știe nici măcar să respire. Nu-mi convine nimic la tine și nici la fratele tău, nici la vecini și nici la clasa politică de 2 lei care ne conduce. Scuip pe ei toți! Mă pipă fraierii de 2 lei care nu sunt în stare să șteargă gura când mănâncă, pe parveniții care umblă în bluși de firmă și nu sunt în stare să vorbească articulat. Înapoi cu voi în pop, maimuțelor! Pe fetele frumoase care se târfălesc pentru câteva parfumuri și haine de la Mango și Miss 60. Pe voi, ordinarelor, care stați lângă o vedetă sau un om cu bani doar ca să mangliți o mașină și un apartament pe Victoriei. Mă, pe băieții de băieți care au bani de la mămica și tăticu, dar nu știu să se spele pe dinți. Vă pute gura, dihori împuțiți. Vă sparg în gură pe voi, care vă dați sărani adevărați prin piețe și îmi vindeți castraveți cu 100 de mii de lei kilogramul. Vă urăsc pe voi, taximetriși nespălați. Dacă nu vă las 20 de mii de lei ciubuc, sunteți în stare să mă înjurați. Poți, nenorociți. Spălați-vă mașine, dobitocilor, și opriți muzica aia de 2 lei. M-am săturat și de voi, florari nenorociți. Cumpărați flori de la Codrea și îmi vindeți apoi trandafiri de Olanda cu 100 de mii de lei bucata. Nu aveți limită în hoție, peșinoșilor. Companii de cablu ce băgați pe gât canale ungurești de cu. În fiecare lună mai pune 10.000 de lei la taxa de difuzare și într-adevăr difuzați. Nu mai. M-ați întrebat vreodată ce vreau eu? Nu mai vreau să aud de deputați și de senatori de Bistrița. Ați făcut ceva pentru județul ăsta în afară de faptul că stați pe banii noștri și vă târșiți prin parlament? Mă enervează țăranii care au venit acum 10 sau 20 de ani și s-au stabilit în oraș și nu sunt în stare să se adapteze nici măcar acum. Îmi stați în gât pentru că miroase a picioare nespălate în casele voastre. Plecați naibii înapoi, fraierilor! Mă pipă toți copiii care stau în fiecare zi în fața scării și nu se dau la o parte când intru. Pe copiii de 12-14 ani care stau în discoteci, fumează și beau bere. Pe ei și pe părinții lor irresponsabili. Voi sunteți viitorul de c*** al acestei țări. Mă pipă pe băieții care merg la sală, se pilează și rău, dar au permanent mătreață pe hainele lor jegoase. Îmi bag picioarele în toți agenții de vânzări din țara asta. Îmi umpleți cutia poștală cu pliante mincinoase și îmi bateți la ușă deși nu v-am invitat niciodată. Vreți să mă jefuiți pe mine și pe toți cetățenii cinstiți ai acestei țări? Într-o zi când o să deschid ușa, o să vă dau cum par în gură bulangiilor. Mă, pe toți străinii nesimțiți care au invadat țara asta. Pe italieni și nemți care au venit cu 1000 de euro și ne fetițele de 16 ani. Pe cei care au 2000 de angajați, pe care îi plătesc cu 2.500.000, iar ei câștigă 1.000.000 de coco pe lună. Pe boșorogii care merg în discotecă și cu un Red Bull agață o româncă fomistă. Fraiero, te vinzi pe 2 lei, ratat-o! Mă, pe cotoranțele de 60 de ani, vopsite violet sau roz în cap. Nu vedeți că mai aveți doar 2 dâre de păr în cap? Nu a trebuit să fiți la muzeu Antipa relicvele dracului? Respirați aerul de pomană nasoalelor. Pe toți pensionarii care merg cu troleul în București doar pentru că au transport gratuit. Ne sufocați și ne aglomerați de pomană, nenorociților. Nu v-ați distra mai bine la cimitir? Puneți mâna pe mătură și faceți curat în fața blocului gunoaielor. Pe toate jegurile penale din mass media care au ajuns mai vedete ca vedetele și care te tratează ca pe ultimul om când mergi în biroul lor no-notes. Aveți telefoane polifonice analfabeților și nu știți să vă citiți SMS-urile. Ați ajuns acolo doar că sunteți niște pupii curiști. Pe toate fetele cu silicoane în țâțe și în gură, nu sunteți în stare, ratatelor, să impresionați prin naturalețe. Ne mințiți cu niște pungi pe care vi le-au învesat doctorii. Pe profesori, pe funcționarii publici, pe doctori, polițiști și politicieni care stați în fața mea, zâmbiți și încerceți sute de dolari mită pentru niște chestii pe care oricum ar trebui să le faceți. Ne-ați înșelat încrederea și ați jurat strâmb infractorilor. Pe toți de la lazer care nu sunteți în stare să vorbiți civilizat și să aveți grijă de țara asta minunată ce se transformă pe zi ce trece într-o groapă de gunoi. Să mă pupați în de ardelean calm și liniștit! Mă,
pe toți prietenii care m-au înjunghiat pe la spate, pe cei care m-ați mințit și ați furat de la mine, pe cei care vă holbați cu bale la gură la fundul prietenii mele, pe cei care mă pupați pe obraz și când mă întorc mă înjurați printre dinți, pe funcționari mici și mari, pe primari corupți până în măduva oaselor, pe secretar de stat, pe prefect, pe miniștri, pe parlamentari, pe primul ministru și pe președinte, pe voi toți. Urați mai cu bun simț că vă vede o lume întreagă, nu aveți pic de rușine. La canal cu voi. Mă, pe țara asta din Dorohoi până în Severin, din Carei până Mangalia, pe cei cu file de milioane de dolari și pe cei care stau în corturi, pe negri, pe albi, pe ardeleni, pe moldoveni, pe bănățeni, pe olteni și naționalitățile colocuitoare, pe toți cei care vă simțiți așa cum am spus eu aici, pe voi nu voi da niciodată 2 lei. Ăsta nu e mesajul meu, e mesajul nostru, a celor care ascultăm acum acest CD sau casetă, a celor care gândesc și care s-au săturat să mai fie încă o generație de sacrificiu. Aveți grijă că suntem tot mai mulți. Într-o zi o să simțiți respirația noastră în cefele voastre de poși transpirați.